Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezboaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre un loc pe care nu știu dacă toți ieșenii îl cunosc. Sunt convins că mulți dintre ieșeni nu cred că au, au trecut măcar o dată în această perioadă prin Grădina Botanică. Despre Grădina Botanică din Iași discutăm astăzi. un loc extraordinar, un loc în care poți să te recreezi, poți să să stai în liniște, să admiri niște peisaje deosebite. Cu atât mai mult astăzi, în această seară, va avea loc un eveniment excepțional. Acolo, în grădina botanică. Despre toate acestea discutăm cu invitatul meu, domnul profesor universitar, dr. Cătălin Tănase, directorul grădinii botanice din Iași. Bună ziua, domnule profesor, bine ați venit în platoul noastre. Bună ziua, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație personal și numele echipei grădinii botanice. Eu cred că nu este șansă să nu fi văzut Grădina Botanică, sau cel puțin așa sper. <gri> av având în vedere suprafața foarte generoasă pe care o are, este posibil să nu. Cunoască chiar toți eșenii limitele grădinii botanice. Pentru că, cu siguranță, majoritatea uh, cunosc zona de platou uh, cea situată situat da. pe dealul Copou, intrarea din strada Dumbrava Roșie, unde este o zonă uh, în permanență animată și de colecțiile pe care adesea unii vizitatori, colecțiile de plante, pe care le cunosc și pe care le revăd an de an, dar mai mult de jumătate din grădina botanică, de aceea aș dori să nuanțez acest aspect, reprezintă misiunea de bază a unei grădini botanice în general și implicit și aceea a Grădinii Botanice din Iași, adică aceea de a conserva în afara ariilor naturale exitu cu alte cuvinte specii de plante. Sunt specii de plante care provin din toate regiunile biogeografice din Europa, dar și de pe alte continente. Pe lângă plante, zona reprezentând un spațiu unde biodiversitatea este conservată în mediul acesta atât de urban, atât de tumultos al, unei, al unui mare oraș, așa cum este Iașul, aș zice că ar reuni trei secții poate mai puțin călcate de vizitatori. Hmm. Și anume flora și vegetația României, unde se găsesc plante aclimatizate, naturalizate, cu alte cuvinte, <coughs> din toate provinciile istorice ale României, silvo stepa Moldovei care reprezintă secția ce face Trecerea între cea mai apropiată rezervație naturală și anume fânațele seculare de la Valea lui David, um, dau un reper așa, situate în apropierea zonei metro, uh -huh. deci ține de comuna Miroslava, și nu în ultimul rând secția dendrarium, o colecție de arbori și arbuși, și bineînțeles secția fitogeografică cu plante din toate zonele biogeografice din lume. Da, Grădina Botanică este foarte mare. Spuneați că nu, cre nu credeți că există în care să nu fi vizitat Grădina Botanică. La fel am spus și eu, nu cred că există în care să nu fi vizitat Palatul Culturii. Și sunt foarte mulți care trec într-adevăr, trec, a, Palatul Culturii, da, gata, trecem mai departe. Atunci nuanțez, nu ar trebui să fie eșani, așa Şa zice da. și nici român așa cum îndemna, la un moment dat, Mihail Cogălniceanu, când, sigur, dorea să aducă în atenția tuturor românilor istoria acestui minunat loc a Iașului, atunci aș nuanța și a spune nu ar trebui să fie, nu ar trebui Așa, să fie. Da. Dintr-o rațiune, istoria, istoria acestei grădini botanice, la 10 august anul acesta se vor împlini 168 de ani de la fondare. Uh -huh. Este o istorie care este legată de un gest de o noblețe cu totul specială. Aceea fondatorului primei grădini botanice din Principatele Române, medicul și naturalistul Anastasie Fătuc, care cu, din fonduri personale a înființat prima grădină botanică, este drept, nu pe acest amplasament, foarte aproape de uh, monumentul Râpa Galbenă. Da, 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 acum. Bun, domnule profesor, haideți să discutăm despre evenimentul care va avea loc în această seară. Este un eveniment deosebit, din câte mi-a spus și dumneavoastră și din câte știu și eu, pentru că stăteam acum și răzvoiam paginile memorii, nu mi-aduc aminte ca un astfel de eveniment să fie avut loc într-o grădină Botanică din România. Despre este ce este vorba? adevărat. Este, este o gală, aș putea spune. Este un concert intitulat Baroc Opus 3. Acest concert are loc în mai multe locuri din țară. Fundația Gaudium Anime, coordonat de doamna Cătălina Pârvu, practic este inițiatorul acestui concert de gală, așa cum am spus, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și sigur cu Grădina Botanică, fiind gazdă. Gazdă fiind primul concert într-o grădină botanică din România, unde va concerta unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului 21. Este vorba despre Răzvan Stoica, este vorba despre un tânăr care în urma unui concurs internațional care a avut loc în anul 2009 la Salzburg, a câștigat una dintre cele 650 de viori Stradivarius, oh, pe care lutarul Antonio Stradivari le-a tocmit cu mâinile sale și cu, sigur, secretele uh, nebănuite și nedescoperite până în prezent, va concerta alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, și va fi acompaniat de uh, camerata Stradivarius. Uh, cred, după anul 2028, septembrie. Când Ruxandra Donose, celebra mezo-soprană, a ales Grădina Botanică pentru un concert de gală 50 de ani, considerăm că prezența lui Răzvan Stoica se încadrează în același gen de evenimente, aș zice unice da. uh, pentru orașul nostru, cu atât mai mult pentru Grădina Botanică. Bun, concertul va avea loc. Unde anume în Grădina Botanică? Deja este sold out, toate biletele au fost epuizate. Va avea loc începând cu ora 21, în această zi atât de specială, noaptea magică a, a sânzienelor. sânzienelor, exact, în auditorium. Sunt pregătite 400 de locuri pe gradene și pe scaunele care sunt instalate pe alee. Sigur, zona este extrem de generoasă Pentru că în acest moment bazinul cu nuferi este cu flori mm -hmm. Și sigur, cu alte viețuitoare care vor anima spațiul acesta Ne gândim la păsările care sunt acum în grădina botanică Ne gândim la aerul proaspăt după această zi în care am avut Și ne-am bucurat cu toții și de beneficiul lui. Exact mm -hmm. Domnule profesor, este foarte interesant acest spectacol, spuneți că este primul dintr-o serie de, de astfel de spectacole care se vor, vor avea loc în mai multe localități din, din România, dar dacă este sold-out, nu se va repeta? Sigur, acest lucru doar organizatorii, doamna Cătălina Pârvu ne-ar putea răspunde, este posibil, pentru că vizitatorii care au venit în Grădina Botanică zilele acestea pentru a vedea ce a mai înflorit în Grădina Botanică, au remarcat afișele. Mm -hmm. Și mulți dintre aceștia au crezut că noi uh, punem uh, la vânzare aceste bilete. Biletele au fost uh, vândute doar uh, uh, online. online da. Iar noi, în afară de gaz de nu și de sigur bucuria de a asculta Bach, Antonio Vivaldi, cu alte cuvinte, Titanii, da. muzicii baroc, uh, care sigur vor fi în acest uh, concert. Fie pentru instrument și orchestră, fie pentru orchestră, doar. Deci, credem că va fi un adevărat regal, așa cum am spus de altfel și cum este deja prezentat în mediul online. Vă bateți acum puțin cu Filarmonica, vă spune Filarmonica, domnule, dar cum ați reușit să aduceți în Grădina Botanică noi, care suntem instituția de cultură specializată, nu am reușit. Felicitări, domnule profesor, puțin. pentru că este un, un eveniment deosebit. Dar dacă ar fi să discutăm despre celelalte evenimente care le pregătește Grădina Botanică ieșenilor, despre ce ar fi vorba, domnule profesor? Uh, sigur, vorbim de perioada estivală, vorbim de perioada de vacanță. Grădina Botanică este un departament, așa cum se cunoaște, didactic și de cercetare al Universității Alexandru Ioan Cuza. Studenții deja prepară ultimele examene pentru că sesiunea tocmai se încheie. Corect. Urmează sesiunile de finalizare studii, licență și master. Și va veni și vacanța. Vacanța pentru studenți, sigur, unii vor rămâne în Iași pentru că uh, sunt locuitori ai acestui oraș, alții vor pleca, dar Iașul, cu siguranță un oraș uh, cu o istorie, deja am invocat aici câteva aspecte, este foarte ofertant din punctul acesta de vedere și unul dintre obiectivele căutate... Nu numai în perioada vacanțelor, da. este și grădina botanică. Și atunci, în primul rând, colecțiile de plante de vară. Uh -huh. Deja uh, a înflorit crinul de o zi, așa se numește popular, pentru că, într-adevăr, florile sunt magice. Dar uh, înfloresc dimineața și deja seara se trec. Se trec. Este o colecție de hemerocalis. Sigur, reunește taxoni care nu sunt din țara noastră. Sunt 60 la număr, sunt remarcați pentru că este într-o zonă tot timpul animată, așa cum am spus mai devreme. E vorba de secția ornamentală, unde deja au fost plantate dalile, floarea nobilă a verii, originară tocmai din America Centrală, din Mexic. Și sigur, colecția noastră este îmbogățită an de an și până înfloresc crizantemele, o altă colecție simbol pentru Grădina Botanică, cu siguranță uh, florile de Dali, inflorescențele de Dali, într-o multitudine de culori, de forme, de tipuri de inflorescențe vor reține. N-aș dori să trec pe planul 2, chiar dacă primul înflorit este deja pe final. Sunt soiuri remontante de trandafir pentru că la această oh, colecție doream să mă refer. E vorba de o suprafață foarte generoasă, un hectar și jumătate, unde sunt cultivați peste 900 de taxoni. Credem una dintre cele mai reprezentative colecții de trandafir din țara noastră, sunt cei remontanți care au o înflorire continuă până în octombrie-noiembrie, sunt unii care în această perioadă mai ales speciile deja au încheiat, să spunem, perioada de înflorit acum fructifică și sunt sigur alte soiuri și hibrizi pe care noi îi pregătim pentru cel de al doilea înflorit pe care ni l dorim la fel de spectaculos. Sigur, colecții de coleus Topiare, da. forme, topiare, evenimente care se vor desfășura, dar nu ca acesta, în premieră, în ziua de 31 august, deci tot în vacanță. De data aceasta e vorba de, de cea de-a treia ediție a sărbătorii limbii române, da. inițiată de Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide din cadrul filiale Iașa Academiei Române, doamna director cercetător științific 1, Gabriela Haja, a ales și pentru această ediție, într-o colaborare, aș spune, din nou, de marcă cu Teatrul Național, cu Biblioteca Centrală Universitară, cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Națională de Arte, George Enescu, Grădina Botanică, Auditoriumul, dar nu numai pentru că vor fi evenimente care se vor derula pe timpul unei zile, se vor adresa tuturor categoriilor de vizitatori, de la preșcolari până la seniori, fiecare va avea posibilitatea să se exprime, să își rostească cuvântul Preferat din limba română vom organiza tururi ornitologice pentru că de la păsări învățăm zborul, oh, dar multe altele, florile care vor fi deci cu alte cuvinte pentru noi va fi o vară cu activități, cursurile festive care se desfășoară în această perioadă. Și nu în ultimul rând, și nu în ultimul rând pentru că grădina botanică și Eșeni știu este foarte, foarte căutată de tinerii căsătoriți pentru poze. Domnule profesor, activitatea de cercetare care se desfășoară la grădina botanică, multă lume spune că s-a schimbat, cum să spun, vremurile și că la ora actuală în România, nu la ora actuală, peste câțiva ani în România vom găsi acei copaci care sunt în zona mediteraneană. Este adevărat că vom, ne vom putea bucura de, nu știu, portocali, bananieri, palmieri din aceștia fără să ne mai chinuim iarna să să îi protejăm. Primul aspect a spus cuvântul cercetare. Întotdeauna mă bucur și doresc să spun încă o dată telespectatorilor care poate ne au mai auzit, echipa grădinii botanice din Iași este o echipă de oameni destoinici, pricepuți, devotați. Sigur, între aceștia sunt cei care ajută la întreținerea culturilor și a colecțiilor de plante, sunt cei însă care coordonează activitățile și care, așa cum ați spus dumneavoastră, desfășoară activități de cercetare. Între, în această echipă există șapte doctori în știință. Este un număr, aș spune, bun, bun reprezentativ. Bun, da. Pentru o echipă de 11 coordonatori, mm -hmm. șapte sunt doctori în biologie. Sunt deja... Personalități, aș putea spune, întrucât sunt, uh, sunt recunoscuți și în țară, și în străinătate pentru rezultatele pe care le-au obținut până în prezent, și pentru că este o echipă tânără, cu siguranță le va obține în continuare. Acum, dacă ar fi să vă răspund așa cum am învățat de la profesorul meu, unul dintre directorii Grădinii Botanice, vorba de toată lumea, toți eșenii îl cunosc pe uh, profesorul Mandache Leucov. Dumnealui, atunci când ne-a predat, Dânsu a predat la Facultatea de Biologie cursuri de agricultură și bazele biologice ale agriculturii, iar domnia sa spunea, pentru că suntem o țară care ne găsim într-un continent cu patru anotimpuri, ar trebui să ne bucurăm de beneficiile naturii specifice celor patru anotimpuri. De ce? Era o consolare pentru acele importuri pe care în vremea anilor 80 da. le așteptam, tânjam la bananele Cu sau portocalele, portocalele de care anul. erau pregătite doar pentru sărbătorile de iarnă da. sau pentru niște momente speciale. Cu alte cuvinte, Dânsul spunea că aceasta ar trebui să fie bucuria noastră și mai mult o argumenta și prin... Felul în care ne hrănim. Locuind într-o țară cu patru anotimpuri. Zona temperată. At exact. Da. Atunci, și hrana pe care noi ar trebui să o consumăm ar trebui să fie specifică anotimpului, iarnă, primăvară, vară, toamnă. Iată că lucrurile s-au schimbat. Profesorul Leucov a plecat la cele veșnice, probabil că și dânsul ne de acolo... Ne urmărește. Exact. Ceea ce spuneți dumneavoastră, sigur, în contextul actual. Iar eu aș spune și altfel. Într-o era a globalizării, într-o era a da. globalizării, când aproape orice ne dorim de oriunde din lumea aceasta, acum vorbim de plante, desigur, le putem aduce pentru ce? Pentru a ne înfrumuseța grădina noastră. Da. În tocmai cum și în grădina botanică se găsesc plante de pe toate continentele. Corect. Sigur, le creăm condiții celor care nu rezistă iarna și ați punctat dumneavoastră nu aș zice neapărat palmierii, deja palmierii, să știți, sau rezistă acomodat, la 0 grade, da, da, da. nu rezistă niște nopți cu temperaturi mult sub 0 grade. Da. Însă, pe de o parte, oferta foarte diversă, facilitatea accesului la informații referitor la plante, poate necunoscute altă dată și tot la fel, aș zice, tot ușor, accesul pentru a le... Aduce pentru a le achiziționa, prin diverse moduri, sigur, Crede. și dacă este vorba de cercetare deja colegii, pentru că, dacă vreți, această direcție de cercetare este mult mai apropiată de colegii noștri de la Universitatea pentru Științele Vieții, da, da. Facultatea de Horticultură. Asta nu înseamnă că biologii de la Grădina Botanică, prin colaborări cu colegii de la această universitate sau de la Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, nu suntem interesați, ba chiar avem colaborări în acest exact. sens. Și sigur, deja sunt rezultate care se pot observa, sigur, mai evidente în județele din sudul țării, da. în ce da. privește cultura Chivii, de exemplu. De în sunt, sunt, sunt deja specii cu importanță economică care sunt cultivate și altă dată știți, ne minunam la, la cultura sau, mă rog, când, când consumam arahide, oh, e vorba la da. lunele de, de pământ, care da. se cultivau pe nisipurile din județul Dolj. Asta era prin anii 70-80. Acum Asta... sunt cultivate Sigur. peste tot, sunt aclimatizate. Sigur. Cu alte cuvinte, putem spera că și în zona Moldovei să avem astfel de pomi. Cu siguranță bă. sunt deja rezultate în acest sens. Știu, sunt niște portocală portocale, am văzut la ghiveci care îi ții în casă, primăvara îi scoți Sigur. când temperaturile permit. Sigur. și la, Știți cum e, lumea zice, eu de exemplu am văzut pe cineva care avea doi smochini și care iarna îi da, înfoșea da. ca să i protejeze și spunea, domnule, înăuntru smochinele se coc. Adică... Da, da, da. Cu smochinul <coughs> deja, tocmai în termenul și în evoluția factorilor climatice actuali, Specia altădată foarte sensibilă la temperaturile da. din timpul iernilor de aici, din jurul, chiar din Iași, dar și din jurul iașului, da. pentru că, sigur, sunt cultivatori care au în grădinile exact. proprii și în, în alte localități din județul Iași și noi, în secția sistematică, altădată îl protejam. E adevărat, noi avem specia sălbatică, ah, mult mai rezistentă mult mai decât da. soiurile care sunt cultivate însă deja smochinul este o prezență, aș putea spune, comună în vremurile actuale, iar pentru Dobrogea de mult. O, acolo, da, acolo. Da. Domnule profesor, mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune și încă o dată felicitări pentru un concert extraordinar. Să dea domnul ca organizatorii să se gândească, domnule, sold out. Hai să revenim, ne voi transmite. să revenim la ne ea. Ne voi transmite. Cu siguranță ei deja probabil monitorizează toată situația Corect. din această zi. Mai departe vom vedea, în orice caz, fie că este vorba de această zi extraordinară, în da. care m-ați invitat și vă mulțumesc încă o dată, dumneavoastră și colaboratorilor, fie că vor fi de alte zile, că sunt de vară, de toamnă, toți, toți absolut iubitorii de natură sunt așteptați în Grădina Botanică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. V-am spus, Grădina Botanică este un loc extraordinar în care puteți să vă duceți să vă relaxați, să vă odihniți, să vă liniștiți. Cu atât mai mult cu cât în Grădina Botanică, la ora actuală, <coughs> e o nebunie de culori. Iar în această seară va fi un concert extraordinar. Primul concert de acest gen care se ține într-o Grădină Botanică din România. Cei care ați reușit să vă achiziționați bilete, felicitări! Pentru ceilalți să sperăm că organizatorii se vor gândi să revină la Iași, la Grădina Botanică. Oricum, oricum, în această vară vă invit să vizitați Grădina Botanică din Iași. Până data viitoare, cele bune, la revedere!